Din păcate, la nivelul societății românești, actele de violență domestică sunt considerate probleme ale cuplului și sunt privite cu toleranță. În anul 2013, statisticile arătau că 43% dintre români au auzit printre cunoștințe sau în zona în care locuiesc de cazuri de violență în familie. O proporție de 75% din femei refuză să facă publică drama lor. Astfel că pentru fiecare caz raportat sau descoperit, de exemplu la spital, există alte 3 cazuri de violență care rămân necunoscute. Hold it all together, everybody needs you strong. Care sunt efectele violenței asupra femeii? Păi, în primul rând că violența domestică este probabil cea mai păguboasă situație posibilă. Efectele sunt dezastruoase și pot să spun că merge în creștere geometrică de la o generație la o generație. Și din punctul acesta afectează foarte grav sănătatea de principiu a familiei, a oamenilor care țin familie, deci încă o dată încă este de păguboasă. Efectele sunt foarte multe, pentru că în esență este o traumă, fiindcă o femeie care zilnic este amenințată și trăiește în situație de teroare, în sensul că nu are siguranța, a ceea ce se întâmplă când soțul sau partenerul vine acasă, are foarte multe consecințe pe nivel și psihosomatic și psihologic. Deci este o suferință psihică. În mare parte, ea trăiește sentimentul de rușine și sentimentul de vinovăție, care, bineînțeles, este inoculat în cadrul dinamicii violenței. Iar sentimentul acesta de vinovăție face chiar să ia responsabilitatea comportamentului agresiv al partenerului sau persoanei în cauză. Din punctul acesta de vedere, trăiește un sentiment profund de neajutorare, de neputință, uneori de pasivitate, care duce mai departe și dezvoltă un tablou al anxietății, al depresiei, ceea ce înseamnă că va suferi o tulburare de, sau un deficit de atenție, de memorie. Pe urmă sunt asociate tulburările de alimentație, tulburările de somn, se izolează, uneori poate să recurgă și la alcool ca să uite, să se anestezieze pentru relația dureroasă în care este implicată. Efectele sunt extrem de dureroase pentru că sunt efecte la nivelul propriei percepții, a propriei persoane, a responsabilității, a propriei stime de sine, a demnității ei și de multe ori poate că nu știe să răspundă la întrebarea cine sunt, de ce se întâmplă lucrurile astea și ce pot să fac. Deci, este un efect extrem de profund și în situațiile mai grave, când relația poate să fie de lungă durată, 10, 20, chiar 25 de ani, poate să aibă ca efect și suicidul. În anul 2012, statisticile arătau că 75% până la 80% dintre femei sunt abuzate în spațiul domestic. Cum sunt afectați copiii din familiile cu probleme de genul acesta? Deci copiii sunt extrem de afectați, pentru că dacă îți vezi mama bătută într-o baltă de sânge, este o imagine care traumatizează copilul. La un moment dat, pe termen lung, poate să meargă în două direcții dezvoltarea copilului. Este un pic de diferență între fete și băieți, dar la modul general poate să fie, să dezvolte acel copil cu minte, care să nu supere, să nu creeze certuri și direct proporțional, din punctul acesta de vedere, nu-i permite o dezvoltare armonioasă și corectă și crește gradul de vulnerabilitate. Sau poate să fie copilul rebel, care primește un model de cum trebuie să se poarte bărbatul față de femeie
Și vulnerabilitatea aici este foarte mare și poate să meargă pe drumul de a deveni el la rândul lui agresor. Vulnerabilitatea de a intra în găști, vulnerabilitatea de a fi consumator de droguri. Iar la fete se poate manifesta vulnerabilitatea de a fi foarte ușor traficată și de a nu avea normele morale și valorile reale a unei familii. Deci, efectele sunt extrem de dăunătoare. Tocmai de aceea am spus că la momentul că nu se intervine și nu se face ceva, este o progresie geometrică a creșterii fenomenului de violență și a ceea ce atrage în sine, în viața de zi cu zi, acest fenomen. Pe lângă agresiunea fizică, putem vorbi și de o altfel de agresiune emoțională, verbală? Bineînțeles. Deci, lumea este foarte sensibilă doar când vede agresiunea fizică, pentru că este o agresiune care poate fi constatată și la nivel de IML. Dar, în afară de agresiunea fizică, există și alte forme de agresiune care sunt, de fapt, cuprinse și destul de explicite în legea violenței. Este vorba de agresiunea verbală, care înseamnă insulte, injurii, cuvinte denigratoare. Este violența psihologică, care înseamnă impunerea voinței și controlului, care creează tensiuni, care la rândul lor este susținută și de gelozie, care poate să meargă mai departe și cu amenințările, uneori extrem de grave, care mai departe pot să meargă și cu a distruge obiectele din jur, mai ales obiecte care au anumită semnificație pentru victime. Merge mai departe în a chinui animalele sau animalul care are o semnificație anume pentru victime sau pentru copii. Cei care dispun de arme, bineînțeles, de a face uz de aceste arme. Mai există violența sexuală, care este iar extrem de răspândită. Este din nou ceea ce noi numim violul cu act în regulă, pentru că se impune o relație sexuală care nu este consimțită. De multe ori, agresorii le supun pe femei să vadă tot felul de filme pornografice, după aceea le cer partenerelor să facă același lucru cu ceea ce văd ei în filme. Și din nou este o atingere foarte gravă asupra demnității și integrității femeii. Este violența fizică, care înseamnă merge de la înțepături, bruscări, mușcături, strangulări și, bineînțeles, loviri cu tot felul de obiecte sau cu palma, cu pumnul, cu piciorul, depinde de la situație la situație. Este violența economică, care restricționează exercitarea activității profesionale a femeii, refuzul agresorului de a participa la întreținerea financiară a familiei, restricționarea banilor și controlul câștigului pe care femeia îl are. Și în ultima vreme este ceva foarte grav. Femeia este pusă sau constrânsă să semneze diverse acte bancare de creditare sau mai știu eu ce alte lucruri legate de bancă, iar după aceea ea rămâne cu toate ponoasele din punctul acesta de vedere. Mai există și violența socială, care înseamnă ca victima este, nu îi se permite să acceadă la o formă de educație, la o formă de învățământ, o formă de izolare, de prieteni, de rude, tocmai pentru aia să nu aibă oglinda percepției ei personale, ci ca totul să vadă prin ochii agresorului. Și există violența religioasă, care este o obstrucționare la ceea ce înseamnă
cultul ei religios, partea ei de etnie, inclusiv a vorbi în limba ei natală. În ce măsură legislația României oferă protecție acestor femei? Legea violenței pe parcursul anilor a suferit destul de multe modificări și îmbunătățiri și trebuie să spun că asociația este foarte activă în domeniul acesta, deci a avut o implicare foarte activă. Este ordinul de protecție dat în 2012, care ajută și vine mai mult în sprijinul protecției și siguranței femeilor. Este un ordin judecătoresc, ceea ce înseamnă că se judecă în camera de consiliu în situație de urgență, deci nu durează atât de mult cum era înainte. Femeia nu este, victima nu este supusă la absolut nicio plată și ea poate fi reprezentată de un avocat din oficiu. Partea cealaltă a agresorului trebuie neapărat să fie reprezentată de un avocat. Este un ordin judecătoresc în care agresorul, indiferent dacă este proprietarul de drept al spațiului, al locuinței în care locuiește victima și copiii, el poate fi, poate să fie, să păzească domiciliul. Este un ordin care, în anumite situații, îi cere agresorului să plătească chiria sau utilitățile, întreținerea. Este un ordin care îi zice agresorului să ia orice formă de contact cu victima. Asta înseamnă că lucrurile merg până la a impune o distanță la care el se poate apropia de victimă, în sensul în care nu are voie să meargă în locurile în care de obicei victima le frecventează. Nu se poate apropia decât la o anumită distanță față de copii, față de rude. Restricția merge inclusiv la locurile în care de obicei se deplasează victima, indiferent dacă este în oraș sau în afara orașului. Pe lângă asta, ordinul de protecție cere agresorului să urmeze forma de terapie în funcție de dependențele pe care le are. Nu este vorba de droguri, nu este vorba de alcool, dar el trebuie să se supune unei terapii, deci unei psihoterapii, și abia după o evaluare din punct de vedere a specialistului se poate întoarce din nou în familie. Dacă la terminarea ordinului de protecție victima în continuare se află în insecuritate, atunci se poate cere din nou un nou ordin de protecție. După hotărârea judecătorească, este informată poliția de acest ordin de protecție, care apoi se deplasează la locuința victimei. Și partea în care într-adevăr se regăsește pedepsia agresorului este că în cazul în care el încalcă ordinul de protecție, este o infracțiune care se soldează cu închisoare fără suspendare, mergând de la o lună până la un an. În cazul în care cunoaștem femei care sunt abuzate, cum le putem ajuta? Prin foarte multe pârghii. În primul rând, e important să se adreseze unui specialist în domeniu, pentru că violența domestică este un domeniu destul de aparte. În măsura în care ele sunt informate asupra ceea ce se întâmplă și înțeleg despre ce este vorba, ele pot să ia o decizie care este bună pentru ele și pentru copii. În sensul în care specialistul nu are dreptul deontologic să se amestece în decizia pe care femeia respectivă dorește să o ia. Deci o putem ajuta pe cale legală prin ordinul de protecție, o putem ajuta sub altă formă de susținere psihologică și intervenție juridică. Prin intervenția juridică se explică care sunt drepturile și ce poate face. Există anumite cauze care favorizează violența domestică? Cred că înainte de a enumera foarte clar despre ce cauze e vorba, fiindcă dacă mergem la enumerare am ajunge foarte repede la prejudecăți și mituri,
Cred că femeile ar trebui să fie atente la cum debutează violența, pentru că poate debuta printr-o simplă ceartă. Certurile devin din ce în ce mai frecvente. Agresorul încearcă să aducă tot felul de argumente. În momentul în care femeia dejună de rușine pentru că aud vecinii sau aud cei din jur, încearcă să-i facă pe plac, agresorul rămâne fără niciun fel de argument și atunci apelează la violență. Este o formă de, cum se spune, de neputință, de fapt, al persoanei respective. Deci cauzele pot fi foarte multe. În primul rând, poate să existe acea suferință care intră în sferele geloziei, care este tot o formă de neputință și de neîncredere a propriei persoane, vorbesc de agresor. Pot să fie uneori modelele pe care le învață din familie, fiindcă cele mai apropiate persoane sunt cei din familie. Ori dacă deja au un asemenea comportament a relației și a felului în cum trebuie să se comportă să se relaționeze un bărbat la o femeie, deja este un model învățat. Și dacă aș merge dincolo să combat un pic prejudecățile și culturile, nu are nicio legătură cu sărăcia, pentru că violența se întâmplă la diverse nivele, se întâmplă și la nivelul familiilor care au o stare foarte bună materială, deci nu are nicio legătură cu partea asta. Cunosc familii unde, chiar dacă nu au mâncarea aceea de zi cu zi și au pâinea pe care o împart cu drag membrilor de familie, nu recurg la violență. Legat de mituri, există o legătură între consumul de alcool sau droguri și violența domestică? Absolut. Deci nu este o relevanță între ele, pentru că dacă ne-am gândit că fiecare bărbat care consumă alcool ar trebui să-și bată partenera, ceea ce nu se întâmplă. Consumul de alcool face altceva decât să intre în dinamica neputinței agresorului, care ar putea amplifica, pe de o parte, reacția fizică și de violență. Dar a spune că alcoolul este de vină este a pasa propria ta responsabilitate pe altceva. Este foarte ușor pentru un agresor să spui: nu sunt eu de vină, este alcoolul din mine. Dar, de fapt, cine decide să bea? Ne puteți face un scurt portret al agresorului? Portret al agresorului. Păi, de obicei sunt persoanele care nu au încredere în propria lor valoare. Sunt persoanele care au primit un model necorespunzător din familie. Și aici există un pic o parte în care există niște agresori care se comportă în societate extrem de bine. Deci sunt oamenii care nu le poți reproșa absolut nimic. Mă refer la cum se poartă la locul de muncă. Sunt persoane foarte deschise, sunt persoane cu carismă, sunt persoane care imediat sare să îi ajute pe celălalt, sunt persoane la care efectiv nu ai ce să îi reproșezi. Dar este un comportament pe care ei îl arată în afara familiei. Ei, când deja intră în familie, ei pot să schimbe comportamentul. Uneori poate să fie o bază de stres, pentru că este destul de greu să pozezi într-un anume rol în exterior și, de fapt, în profunzime tu să fii altceva. Și atunci, pentru că în familie consideră că îi se poate accepta orice, merge pe partea aceasta de punerea voință, de constrângere, de amenințare și de control. De ce tac femeile? De ce nu apelează la ajutor? De ce tac femeile? De multe ori, sentimentul cel mai pregnant este cel al rușinii. Preferă, deci, fiind o anumită dinamică a violenței care se întâmplă în timp,
El a ajuns să gândească că s-ar putea să merită să fie pedepsite pentru că se simt vinovat. Dacă în fiecare zi cineva îți aduce o atingere la propria ta persoană și spune că nu ești în stare de nimic, fără mine nu te poți descurca, uite că nu poți să îți educi cum trebuie copiii, deci se inoculează acea persoană care e neputincioasă și nu are abilități și capacități să se dezvolte și să se manifeste, să se întrețină singură. Am acest sentiment de vină, le este rușine să împărtășească celor din jur la ce este ea supusă. Și atunci preferă să tacă până la un anumit moment când violența fizică, să spun, este atât gravă încât este soldat în oricun handicap. Și atunci, în situațiile astea limită, ele încep să vorbească. Este jenă, este rușină, este frica de amenințare. Frica de amenințare și teroarea asta este extrem de mare, pentru că dacă ești amenințată cu moartea sau agresorul o amenință că se sinucide și atunci responsabilitatea este dată tot pe ea, sigur tu ești de vină, tu ești cea care mă faci și mă împingi ca să reacționez așa. Deci este foarte mare sentimentul de jenă și de rușine și de frică. Sometimes we go through trials that are so hard to bear. We lift our face toward heaven, saying God, are you really there? I rest that same question, yes, I've been down that road. But looking back, I now can tell you, He's always let me know. There is hope, so be strong. There is hope, God has sent me here to tell you. The future holds, so don't give up, there is hope. He was bruised for our transgressions and nailed upon a tree. He cried out to the Father, why have you forsaken me? But through the suffering Savior, we find healing in our pain. And the one who raised up from the dead restores our hearts again. There is hope, so be strong. There is hope, God has sent me here to tell you. There is hope, for He knows just what you're going through and what the future holds. So don't give up, there is hope. Look, I understand some of you guys are going through a hard time right now. Maybe you've been abused. Maybe you're going through financial problems. Maybe you've lost a loved one. And you just don't know if you can last another day. I just want you to know that God loves you. And if you just keep on trying, keep on praying, keep your faith, and watch God turn things around. For He knows just what you're going through and what the future holds. Asta femeilor care sunt acuzate? În primul rând, să nu uite că au drepturi, să nu uite că
ele pot să ceară sprijin, să vorbească pentru a fi în siguranță. Să nu uite că comportamentul agresiv este ceva inacceptabil, că responsabilitatea este 100% a agresorului, că este un comportament intenționat, este un comportament care se învață și mai ales că violența nu se întrerupe de la sine. Deci e nevoie să facă ceva și e nevoie să treacă peste sentimentul ăsta de rușine, pentru că cei din jur văd, aud și înțeleg. Și în momentul în care ea o să știe că nu este vina ei, în momentul acela va ști cum să pună capăt acestei violențe. Deci să vorbească. Este primul pas în care ele pot să conștientizeze că nu este vina lor. Asociația Familia Regăsită a fost înființată în 1991 și au venit în 91 o familie din Elveția care au lucrat și cu activitate socială acolo și au dezvoltat aici un grup, un nucleu în jurul care s-a format Asociația Familia Regăsită. Practic e o asociație care are la bază 21 membri români. Ne puteți scrie în câteva cuvinte centrul de zi? Centrul de zi funcționează din 2001. Și a apărut ca urmare a altor proiecte sociale pe care asociația le-a dezvoltat de-a lungul timpului. Am avut aici un centru pentru copiii străzii. Timp de un an de zile a funcționat acest centru și în urma acestui proiect s-a concretizat nevoia unui altuia, și anume centru de zi Familia Găsită, pentru că însăși poziționarea asociației a determinat nevoia de a avea un centru pentru copii din comunitatea învecinată asociată, comunitate săracă. Și a apărut acest centru cu o capacitate de aproximativ 15 copii, acum avem 17, din comunitatea învecinată. Spuneam că înainte a fost vorba de un centru pentru copii străzi, aceia locuiau aici. De data aceasta copiii au familii, se întorc în familiile lor după amiaza, vin după terminarea școlii și își fac temele, iau o gustare și au tot felul de activități educative recreative specifice vârstei. Din ce familii provin acești copii? În general din familii sărace, cu situație socioeconomică dezavantajoasă, dezorganizate, cu multe probleme sociale și economice. Deja avem o experiență de 12 ani, prin urmare copiii au crescut cu noi aici, avem deja copii care au ieșit din centru, rămân în centru cam până la 14 ani și mulți dintre ei au ieșit din centru și au găsit deja un drum în viață și centru a contribuit la formarea lor. Ce înseamnă pentru ei? Atunci când ei vorbesc despre centru, vorbesc despre La Fami. La Fami e un fel de acasă, al doilea acasă, uneori chiar mai acasă decât acasă. Temele sunt o activitate de suport, să zicem așa, pentru că acasă nu au nici, uneori nici masă la care să se așeze ca să-și facă temele, dar nu accentuăm numai această activitate, ci mergem foarte mult și pe dezvoltarea lor personală ca oameni care să se integreze în societate în mod normal, altfel decât sunt părinții lor. Și pentru asta urmărim să lucrăm cu ei și terapeutic și cu psihoterapeuți și să le oferim modele prin activități de Big Brother și să facem activități de ieșire, foarte mult de socializare, de petrecerea timpului liber în afara asociației, în fel în care se poată și ei să vadă cum e lumea din afara lumii lor. Să înțeleagă cum e să iei masa în oraș, cum e să mergi la un film, la un teatru. Încercăm chiar să aibă tot felul de activități care să le dezvolte aptitudinile speciale. Dacă au aptitudine, să zic, pentru canto, atunci încercăm să-i ducem la un curs de canto. Încercăm să facem cât mai multe lucruri posibile pentru ei, încât să iasă din această comunitate sau să schimbe comunitatea lor. Asta ne dorim. Peste câțiva ani să fie aici o altă comunitate, mult mai stabilă și mai puternică. Cum se procedează într-o astfel de situație? Se fac anchete sociale pentru a identifica aceste familii defavorizate sau sunt aduși copiii de bunăvoie dumneavoastră?
se fac anchete sociale. După ce se depune cererea, este depusă o solicitare de primire în centru și apoi se face o anchetă socială pentru a se verifica la fața locului dacă copilul are nevoie de acest centru, reală nevoie de acest centru. Și în funcție de rezultatul anchetei, copilul este înscris în un centru. Păstrăm legătura cu toți copiii noștri. Mai departe, copiilor li se recomandă centre pentru adolescenți. Unul dintre ele este Clujoare Suflet. Sau dacă noi le putem da și posibilitatea să vină în continuare aici, dar ca voluntari, să-i ajute pe cei mai mici. Sprijin și familiile. Considerăm că nu e posibil să rezolvi ceva numai sprijinind copilul, ci trebuie să lucrezi holistic și cu familia neapărat. Pe lângă familiile copiilor, mai ajutăm și alte familii din Cluj care au situație dezavantajoasă economic și încercăm pe cât se poate să susținem aceste familii prin consiliere, informare, ajutor material, financiar. În viitor dorim să ne păstrăm aceste proiecte, că și aceste proiecte pe care le avem au nevoie de susținere ca să meargă mai departe și ele trebuie cumva dezvoltate, mereu reîmprospătate, adaptate nevoilor curente și ne dorim din suflet să răspundem cât mai multor nevoi ale societății, ale comunității clujene și una dintre nevoi este adăpostul pentru familiile victime ale violenței domestice. Grădinițele sociale sunt foarte multe astfel de nevoi, am avea unde să ne extindem. Problema este să reușești să faci rost de finanțare. Asta este problema cu care se confruntă astăzi organizațiile în România. Numărul femeilor agresate de partenerii de viață crește cu aproximativ 10% în fiecare an. Creștere datorată și faptului că tot mai multe femei îndrăznesc să ceară ajutor.